În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Credința este din auzire. Iubiți credincioși, a șaptea duminică, după pogorârea Duhului Sfânt, prilejuiește Sfinților Părinți de a ne propune un eveniment din viața Mântuitorului, și anume vindecarea a doi surzi și a unui mut în Capernaum. În câteva cuvinte, iată ce s-a întâmplat. Intrând Mântuitorul în cetate, au venit la el doi surzi și au spus: miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Mântuitorul nu le-a spus nimic. Urmărindu-l, când a intrat în casă, cei doi surzi erau acolo. Și în momentul în care au cerut din nou, Mântuitorul i-a întrebat: credeți voi că pot face acestea? Atunci ei au spus: da, Doamne. Și el a răspuns: fie vouă după credința voastră. Și îndată au început să vadă. Și le-a spus Mântuitorul: vedeți, nimeni să nu afle ce s-a întâmplat. Ei însă, ieșind în cetate, au umplut cetatea de vestea aceasta, ce s-a întâmplat cu ei, și mulțime multă de oameni au început să-L caute pe Mântuitorul. Apoi au adus la El pe un mut care avea duh și Mântuitorul, poruncind, a ieșit duhul și mutul a vorbit. Și atunci cărturarii și fariseii, probabil că se simțeau datori cu o explicație, au emis nu o ipoteză, ci un diagnostic. Au spus: acesta cu domnul demonilor scoate pe demoni. Pentru că în toată cetatea se auzea spunând: niciodată n-am văzut pe cineva să facă unele ca acestea. Iubiți credincioși, foarte simplu, s-a întâmplat o vindecare, două, trei. Acum însă să vedem care este proporția între a auzi ceva și a vorbi despre ceea ce auzi. A vedea ceva și a vorbi despre ceea ce ai văzut. În primul rând, orbii, pentru că mi se pare că mai devreme v-a zis că erau surzi, nu, orbi. Acești orbi auziseră despre Hristos, dar nu-L văzuseră. Și totuși l-au numit fiule a lui David. Înseamnă că noi avem posibilitatea să vedem mai mult decât credem că se înfățișează sub lumina soarelui. Cum am putea să constatăm altceva atunci când cineva care stă la întuneric vede de multe ori lucruri mai clar decât cel care are ochi foarte buni și îi folosește numai și numai la lumină? Dar să mergem mai departe. Acei orbi au venit la Mântuitorul și l-au mărturisit ca fiind fiul lui David. Adică ceea ce au auzit, au și aplicat, pentru că dacă au auzit că vine cineva, nu numai că are putere să vă vinci, dar vedeți cine este. Dar este un lucru foarte interesant faptul că atunci când Mântuitorul însuși le-a zis: vedeți, nimeni să nu audă despre ceea ce s-a întâmplat, ei ce au făcut? Au umplut tot ținutul acela. Nu au mai făcut ascultare, așa cum făcuseră ascultare față de un zvon că pe acolo va trece fiul lui David. Înseamnă că și noi trebuie să învățăm ceva. Pe de o parte, am putea să facem o analiză foarte, foarte profundă. Mântuitorului i-au făcut un rău. Atunci când au împrăștiat în toată cetatea ce s-a întâmplat, fariseii și cărturarii imediat au intrat în panică. Lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă cei doi, pe românește, își țineau gura.
Să învățăm și noi ce trebuie să mărturisim din ceea ce aflăm. Trebuie să mărturisim despre cineva dacă acela ne dă voie să mărturisim despre el. Trebuie să mărturisim despre o faptă dacă cel care a făcut-o cu noi ne dă voie să o facem. Să știți că astăzi ceea ce s-a întâmplat în tot ținutul, ca să spunem așa, nu este de bine. Nu e de bine faptul că acei doi orbi, foști orbi, au împrăștiat acea vorbă. Unu, pentru că Mântuitorul nu avea nevoie de publicitate. Al doilea, le ceruse un lucru ca un canon. De unde știm acest lucru? De ce după ei au adus un mut? Ca să ne dăm seama că de fapt a vorbi sau a nu vorbi, a fi prea vorbăresc sau a fi mut, poate să fie un duh. Orbirea însă nu ne-a spus că era datorată unui duh, dar muțenia da. Și acum să luăm puțin despre această muțenie. Unii vorbesc prea mult, alții vorbesc prea puțin sau deloc. Așa suntem noi în familiile noastre. Când te apuci să vorbești prea mult și celălalt te trage de mânică, băi, mai lasă și pe ea să vorbească, poate că tu, fără să-ți dai seama, te superi și care este prima atitudine? Nu mai vorbești deloc. E, nu așa se pune problema. Trebuie să găsim calea de mijloc. Avem și urechi, avem și ochi, avem și nas, avem și simțuri de tactile cu care îmbrățișăm sau pipăim, dar avem și o gură. De ce nu avem două guri? Pentru că trebuie să știm că Mântuitorul ne-a învățat ce trebuie să facem cu gura. Cuvântul vostru ce este da, să fie da, și ce este nu, să fie nu. Adică nu putem să spunem cu aceeași gură într-o parte într-un fel și într-o parte în alt fel. Nu putem să spunem cu gura că am auzit ceva și noi n-am auzit, sau am văzut ceva și noi n-am văzut, sau am mirosit ceva și n-am mirosit, sau am pus o mână pe cutare și n-am pus mâna, pentru că dacă putem să vedem ceva, o facem cu doi ochi. Înseamnă că realitatea pe care o vedem are în spate și o percepție. De exemplu, mie mi se pare despre cineva că este foarte vesel. Poate că celălalt, care îl știe cât de vesel e el când e vesel, zice, nu, părinte, ăsta e trist. Putem să vedem, de asta avem doi ochi, să putem să vedem în mai multe feluri, cel puțin în două feluri. Putem să auzim, că de-aia avem două urechi, un zvon într-o parte sau într-alta. Pe unul, un zvon, de exemplu, negativ, îl satisface. De ce? Că e ziarist și are ce să scrie. Și au copiii lui ce mânca din pixul lui, acut în tastatură. Dar același eveniment poate să fie auzit de altcineva care să-l considere altfel. De ce? Pentru că avem două urechi. Orice lucru pe care îl auzim poate să aibă cel puțin două sensuri. Un element pe care îl pipăim cu simțul tactil pentru cineva foarte, foarte puternic poate să devină un lucru moale. Dar un biet copilaș care de-abia poate să strângă pumnul poate să spună că o minge, de exemplu, este foarte tare și dacă o ia tatăl, o poate folosi ca pe un balon. Iată că și simțul tactil poate să aibă mai multe sensuri de mărturisit. Că după ce pui mâna pe ceva și te întreabă cineva cum a fost, poți să-i spui că a fost moale sau tare, dar funcție de puterea pe care ai folosit-o sau o folosești în general. Dar cu ce mărturisești? Cu o singură gură. Înseamnă că trebuie să fim atenți ce facem cu mărturisirea. Deși la prima vedere am spune că trebuie să aplaudăm pe cei doi care vorbeau de bine pe Mântuitorul, totuși nu este de bine. Mântuitorul însuși a zis, vai vouă, când vă va vorbi lumea de bine.
Nu o să înțelegeți asta decât dacă o să fiți prigoniți din această cauză. Dar cred că mulți dintre dumneavoastră chiar au fost prigoniți pe această temă. Așadar, dacă cineva te roagă la o discreție, vezi, mă, uite, te ajut sau l-am ajutat pe cutare sau ai auzit despre mine că am făcut aia sau elaltă, te rog eu frumos, românește, las-o mai moale. Nu zice nimic. Deși intenția este extraordinară a unuia să te vorbească de bine, s-ar putea ca acel bine să fie folosit împotriva ta mai mult decât poate să fie folosit un cuvânt rău și să se iște tot felul de invidii dintr-o parte sau dintr-alta și să culegi niște roade, așa cam cum a cules Mântuitorul astăzi, de până seara a trebuit să și plece din cetate. Că s-au și adunat fariseii să arunce diagnosticul ăsta cu domnul demonilor scoate pe demoni. Este o concluzie, în primul rând, hilară. Cine poate să-și folosească puterea unui aliat ca să-și dea afară propriul aliat? Adică, vezi, Doamne, el aranjează cu șeful demonilor și ăsta zice, stop, dă-i afară. N-am înțeles niciodată cam cum devine principiul acesta, până când, prin 2001, când s-a făcut prima mare procesiune cu brâul Maicii Domnului, au apărut foarte mulți jandarmi, da, jandarmi, cred că erau și în alte județe, că erau prea mulți, și foarte multe garduri. Gărdulețele astea care se folosește și pe la meciuri ca să nu se amestece fanii unora și cu ceilalți. Și atunci când s-a văzut că lumea trebuie să o ia pe acolo ca să se ducă în ordine la raclă, cineva a spus, da, da, ia scoateți gardurile astea că lumea trebuie să se ducă acolo. Și jandarmii au spus, cum adică, dumneavoastră ne-ați angajat pe noi să facem ordine și acum vreți ca noi să desființăm ordinea pe care doar ce-am instaurat-o? Cam așa ceva credeau cărturarii și fariseii că se întâmplă cu Mântuitorul, că o să ceară superiorilor să-și ia cohortele de diavoli din spatele unuia sau altuia, bineînțeles la cheremul lui, cu cine vrea și cu cine nu vrea, lucru care pare imposibil chiar pentru o rânduială de asta omenească, dar minte pentru una divină. Iubiți credincioși, ce mărturisim despre ceea ce am aflat de la alții? Mărturisim, în primul rând, ceea ce percepem noi despre ceea ce auzim. Dacă cineva aude un zvon, poate ca zvonul acela să-i facă rău, pentru că îl îndepărtează de cineva, sau crede că deja ceea ce aude este și adevărat, deși poate să fie și un zvon. Și iată că încet, încet, noi trebuie să avem o percepție despre ceea ce auzim. Uite, bună oară, săptămâna trecută, mă cheamă cineva să sfințim niște camioane care cărau grâu. Și când se începe în slujba, am simțit așa o panică. Omul era cu telefonul în mână și zicea, aoleu, la unul începe ploaia. Bă, fraților, am rămas mască. Mă uit pe cer, bă, zic, care o fi, mă? Niciun nor, niciun nimic. Dar el nu credea în seninătatea cerului și a ochilor mei. El credea în zvonul ăsta care s-a dat pe, bă, că e zvon, că nu știu ce site-uri sunt, că nu știu ce. Zic, domnule, m-ai chemat pe mine? Da. Stai liniștit. Păi ce m-a dat? Stai liniștit, să facem o slujbă. Nu spun că sunt mama Omida, că sunt Mafalda, nu, dar hai să facem o slujbă. Tu nu te-ai prins că diavolului e ciudă că tu ești liniștit? Bă, nu m-a crezut. Da. A zis, mă lăsați 5 minute și a adunat toate mașinile, tu du-te încolo, tu încarcă încolo, tu ia pe ăla, vezi că plouă soia, plouă rapița, vezi că avem grâu în partea înaltă. Și bun, dar hai totuși să sfințim mașinile. Hai, părinte, da, dar repede că zice, începe ploaia. E adevărat că mai erau vreo 3-4 ceasuri până începea ploaia asta, după telefonul lui. Am făcut slujba, repede, repede
am întâi am dat drumul la camioane și după aia mi-am făcut eu partea totală de slujbă. La sfârșitul slujbei, mă, dar dacă următoarele 10 zile nu plouă, ce vorbă, mă îmbogățesc. Păi zic, chiar așa dependent ești? Da. Dar de ce crezi tu că o să plouă? Păi uite aici, mi-a arătat tot felul de site-uri. Nu era, era un fel de sumă a site-urilor de meteorologie. Și mâine se fac 10 zile de când n-a plouat. Și m-am întâlnit alaltăieri. Ei, zic, cum a fost? Ce, părinte, dacă mai ține 3 zile, să știi că ai avut dreptate și eu de acum o să am altă atitudine față de ceea ce aud. Ce vreau să vă spun cu toată povestea asta? Că de multe ori diavolului îi este atât de ușor să ne dea după deget, să-și bată joc de noi. Cu ce? Cu tehnologia în care noi avem încredere. Acum să nu credeți că eu sunt împotriva prognozelor sau nu. Eu sunt pentru realitate. Până când nu o să vezi că pământul este plin de apă, să nu zici că o să înceapă ploaia. Îmi pare rău că nu se mai folosește cum se folosea când eram eu la școală, adică de mult. Spunea timpul probabil. Acum nu zice nimeni timpul probabil. Zice meteo, adică uitați-vă la noi, nu e timpul probabil. Noi vă zicem cum va fi. La ora 15:15 încep picături de ploaie. La ora 15:20 mai scrie totuși probabilitate de ploaie 99,9%. Când o vezi pe aia, sigur că trebuie să te duci la plajă. Dacă vezi probabilitate 1-2%, luați-vă umbrela. Nu este nimic bătut în cuie, pentru că sateliții acestea au o marjă. Îl prinzi, dacă l-ai prins cu 100 de kilometri mai la vest sau la, mai la est, ăla îți dă o eroare ca la pușcă. Un micron la 300 de metri s-a făcut 10 centimetri. Dacă te tremura mâna, gata, ai ratat ținta. Asta se întâmplă cu percepția asupra lucrurilor. Adică vorbim despre ceva sau despre cineva fără să ne dăm seama că ceea ce am văzut noi este numai o parte. De exemplu, dacă vezi pe cineva că se sprijină de un gard, o să-l judeci, dacă probabil ai avut ceva bețivi în familie, o să zici, iete, că ăsta e beat. Dacă ești medic, poate că ești puțin mai precaut, poate are un atac de cord. Dacă ești un gunoier, stai lângă el că trebuie să facă o baltă și trebuie să dai cu mătura. Asta înseamnă că realitatea aceea singulară, că omul a pus mâna pe gard, rămâne o poveste. Fiecare o povestește în felul lui. Vă mai aduc aminte un lucru pe care știu că vi l-am mai spus, dar îmi place foarte mult să-l povestesc, când bietul om a leșinat pe stradă. Bă, nu știu dacă de foame, nu știu, pur și simplu, și s-a sprijinit de un gard, așa cum v-a zis eu faza asta. Și s-a sprijinit și l-a văzut cineva jos. S-a dus să vadă, dar până să vadă el, au venit încă vreo 5-6. Acum vă povestesc în vremea în care dacă vedeai doi inși așezați lângă un magazin sau măcar lângă un gard, trebuia să te așezi imediat ca să prinzi și tu ceva. Și după vreo 10 minute să fac acolo 300 de oameni. Și ultimul venit, cel mai inteligent, ce să dă? Zice, păi nu știm. Păi de ce v-ați așezat? Că să-l pierdem. Ce? Păi nu știm. Întrebați din gură în gură ce s-a întâmplat. Și au întrebat, și au ajuns la bietul, primul om. Știi că ce, de ce mă întrebați pe mine? Păi zice, ma ta, am înțeles de la așa că ești autoritatea numărul unu, adică ai fost primul la coadă. A, zice, nu. Mie mi s-a făcut rău. Și m-am așezat lângă gardul ăsta așa. A, deci nu se dă nimic? Nu. Păi și atunci de ce nu pleci acasă? Ce, dar dacă se dă? Acum când sunt primul să plec? Iubiți credincioși, dincolo de aspectul acesta, hazliu al poveștii, care nu este o poveste ruptă din realitate, este înțelesul faptului că
auzim multe sau vedem multe, dar de fapt ni se pare că auzim și ni se pare că vedem. Și ceea ce ni se pare nouă, de multe ori, n-are nicio legătură cu realitatea. De aceea trebuie să fim foarte clari că vindecările de astăzi nu sunt pentru ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, sunt pentru noi. Să ne vindecăm de a auzi prostii pe românește, să ne vindecăm de a crede că am văzut nu știu ce și să mărturisim ceea ce este da-da și ceea ce este nu-nu. Și asta este tot. Este o lecție frumoasă, dar nu are nicio valoare dacă nu o aplicăm. Nici măcar valoarea de povestitor nu poate avea cineva să spună cam ce am îndrugat eu aici, dacă nu crede că nimic din ceea ce îi se pare lui că vede poate să fie realitatea. Și când ne uităm de acum înainte, să zicem așa, pe prognoze, și ne aducem aminte de ce s-a întâmplat cu bietul om care, în loc să fie bucuros 7-8 zile că era atâta recoltă pe câmp, a intrat în panică, înseamnă că ceea ce ați auzit astăzi puteți să și folosiți. Chiar azi dimineață zicea cineva că are o problemă, că peste vreo câteva luni, prin decembrie, are de făcut o intervenție. Zic, și de ce vrei să trăim intervenția aia astăzi? Las-o atunci, în decembrie. Îți strică vara, îți strică toamna, de ce? Poate că până atunci nu mai e cazul. Iubiți credincioși, în măsura în care învățăm să trăim ziua de astăzi în sensul frumos, putem să ne bucurăm de recoltă bogată. Dacă nu, nici atunci când avem recoltă bogată, nu ne putem bucura, pentru că diavolului este îngăduit să-și bată joc de noi, dacă noi nu avem antrenamentul să așteptăm ca lucrurile să se întâmple. Dacă începea a ploaie la ora 1, cum am zis, făceam o altfel de slujbă. Nu de încetarea ploii, că deja când dă Dumnezeu la drumul la nori, poți să faci orice rugăciune, numai să nu fie prea multă. Dar puteam să ne facem o rugăciune de înțelepțire și să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce s-a întâmplat? Era prea mult? M-am calicit? Am prea multe mașini, una alta? Așa se pune problema. Dar dacă n-a fost așa, să ne bucurăm de ceea ce a fost. Dar vă spun că și dacă ar fi invers, cum spun la cununii, știți, când e vreme frumoasă, așa, toată lumea urează ce e mai bine și frumos și cum e vremea de afară și așa. E, când dă o ploaie, zici, o să aveți noroc toată viața. Vedeți? Pentru că românul întotdeauna a știut să ia partea bună a lucrurilor și să nu vadă dincolo. Am văzut o mireasă atât de luminoasă și de bucuroasă că ploua, cum nu vă imaginați. N-am văzut pe vreme frumoasă așa un zâmbet, cum am văzut la aceia care zicea, o să meargă bine toată viața. Dar o să meargă bine toată viața. De ce? Pentru că ea credea în lucrul acesta. Pentru că așa și este. Orice vreme am avea la nuntă, dacă o primim cu bucurie, ne va merge bine toată viața. Nu suntem meteodependenți, ci trebuie să trăim realitatea frumos. Iubiți credincioși, eu personal mă rog Bunul Dumnezeu ca în această duminică frumoasă să ne limpezească gândurile, să ne așeze către o viață frumoasă și să înțelegem că Dumnezeu tot ceea ce ne dă, ne dă pentru noi. Și ca să mergem mai departe. Altfel încurcăm lucrurile. Începem să ne speriem de ceva care nu s-a întâmplat și care cine ne garantează că se va întâmpla cu rău despre noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne apere de cele rele, astfel încât noi să vedem că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este un lucru frumos. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.